Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu etalarea generală, eventual, în care vorbim despre relațiile voastre, etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în rac. Și la mulți ani și vă doresc numai bine și eventual faceți-vă timp să ascultați și partea întâi în care vorbim de sănătate și de bani. Aici vorbim despre relații și eu știu, poate apar și bani, poate apar și alte chestiuni. În fine, mesajele de la îngeri. Au venit deja, aveți 43. 4 și 3 înseamnă iar 7, 7 despre care am vorbit în prima parte. 7 vă marchează foarte mult. Ei, luna, a, iulie, da, iulie, luna 7-a, interesant. Probabil că sunteți în mod special, mesajele vin pentru cei care sunteți născuți în iulie. În fine, sau pe 7, da, 7 iulie, 7, 7, sau pe, sau un 77, sau eu știu ce alte, nu, destinul, numărul vostru de destin este 7, știți că iată, nu e numărul, nu e data nașterii. Nu e ziua. În fine. Dragostea îndură. Repet, de câte ori pot, mă trimite la 1 Corinteni cu 13 în Biblie. Mesajul este superb despre această puterea noastră de a îndura în dragoste, dar simt că dragostea asta v-a făcut mai puternici, ați îndurat foarte mult într-adevăr. Interesant că și leitmotivul acestei etalări este dragoste, este, dragoste, e clar că e dragoste, da? Este, citiți și voi că știți engleză majoritatea, este moarte și renaștere. În fine, deci dragostea îndură. Ia uite, avem și scoică, am și o scoică. V-ați spiralat, ați intrat și în voi și în afara voastră de-a lungul timpului, de-a lungul poveștilor de dragoste pe care le-ați experimentat, dar asta a fost bine pentru că n-ați stagnat. E mai grav când stagnezi, când ai impresia că dacă încerci să-ți păstrezi stabilitatea, e mai bine. Uneori această falsă stabilitate ne ține pe loc. Voi ați intrat și în voi, ați intrat și în afara voastră, ați dat din voi. Ați ținut și secret, dar totul a fost pentru creșterea voastră. Dragostea nu renunță însă la credință. Voi trebuie să vă păstrați, că de-aia aveți și numărul 7, să vă păstrați credința. Și dacă se ivește ocazia, în continuare să vă dați șansa la dragoste, da? Aveți aici o corabie mare și aici o bărcuță. Posibil la această corabie, sau înspre această corabie a voastră, corabia, călătoria voastră spirituală, să vină cineva pe bărcuță și să vă invite într-o altă călătorie. Eventual să lăsați corabia aceasta mare, eventual aparent frumoasă și stabilă, și călătoria prin care ați mers cu cineva, și să vă dați șansa la dragoste alături de altcineva, așa simt să citesc, așa vă transmit, alături de altcineva care în aparență nu este la fel de infatuat de, nu știu ce simt, dar așa simt că persoana cealaltă care v-a făcut să îndurați a fost infatuată, a fost care, ce cuvânt aud? A fost epatantă. Epatantă, da. Ei, și să dați șansa la o dragoste care în aparență e mai simplă, dar s-ar putea să vă ducă, s-ar putea, după cum vedeți și voi, vi se arată drumul, să vă ducă într-o altă dimensiune în care puteți vedea lucrurile, iar aveți curcubeul pe care a apărut și la prima etalare, puteți vedea lucrurile din perspective mult mai frumoase. Ați trecut prin niște șabloane relaționale, acestea prin care ați îndurat, dar trebuie să continuați să practicați compasiunea, nu doar față de ei, ci față de voi, să vă iertați, adică să vă iertați și să înțelegeți, haideți să vă mai dau un mesaj, că dacă ceva a murit într-o relație, trebuie să renașteți. E clar că între voi și cineva a fost o poveste, 10 de foc, care v-a consumat energia, v-a pus pe foc, v-a ars bateriile. Dar povestea asta face parte din destinul vostru. Este un suflet pereche sau karmic, după cum arată aici, da, Relationship Patterns vorbește despre relații karmice, posibil un semn de aer, regina de aer, cu care, dacă vreți să mai aveți un început, dacă vreți să mai aveți un început, trebuie să vă echilibrați emoțiile și intelectul. Ca să puteți jongla, eu știu, situațiile, percepțiile și
și pasiunea pe care le puteți experimenta alături de sau în preajma acestei persoane. Asta e un mesaj. Bănuiesc că îl înțelegeți unii dintre voi. Oricum, nu zic musai că persoana e destinul vostru pe, eu știu, pe termen lung, dar situația karmică prin care ați trecut face parte din destinul vostru, chiar dacă v-a consumat, dar avem o moarte, da? Moarte energetică, să zicem, trebuie să renașteți. Ar mai fi și o altă variantă. Dacă cineva, adică dacă, cu siguranță, cineva va consuma și va ars bateriile și va epuizat energetic, căutați-vă destinul alături de altcineva, doi de cupe, eventual de cineva care vă înțelege emoțiile, aveți emoții și intelect, da? Cu care puteți comunica sincer. Regina de Aer, în acest context, o văd ca o persoană înțeleaptă, care comunică, care este conectată la intuiția sa. Da? Nu țin musai să zic că este persoană cu semn de, născută în semn de aer. Regina de aer poate să fie o persoană care, într-adevăr, nu tolerează minciuni, prefăcătorii și spune în general ce are de spus. Nu se ferește, da? Ei, și dacă reușiți să manifestați acest lucru, puteți începe o relație bazată pe adevăr, dar în care vă echilibrați și financiar, și emoțional, și intelectual, și vă schimbați percepțiile despre ceea ce înseamnă pasiune. Vedem și cum se vor arăta celelalte cărți. Dar face parte, până la urmă, concluzia ar fi că tot ce ați experimentat până acum face parte din, doar se apără, da? Destinul vostru. Din destinul vostru. Haideți să vedem. Cu ce cărți? Cu ce cărți? Iar apare turnul, eveniment neașteptat, trei de cupe, iar trei de cupe, semn de aer. Mai unii, dacă sunteți într-un triunghi amoros, simt că veți renunța la acest triunghi. Și dacă nu renunțați voi, destinul, că tot apare destinul, forța destinului, într-un fel sau altul. Vă va separa, pentru că sunt foarte multe conflicte, sunt foarte multe, ia uite, trădări și secrete. Dacă din acest triunghi amoros există cineva care merită niște scuze, s-ar putea unii dintre voi să le transmiteți scuzele de rigoare, pentru că asta e. În fine, haideți să vedem. Ia să fac eu cărțile și altfel. Știți că le-am mai făcut eu și invers. Gata, am separat. Vor apare de asta dată și cărți invers. Dar aș prefera, iaute, șapte de bâte, iar se arată, a apărut și în prima etalare, pe care să le folosesc. În primul rând, puneți-vă energia în aceste cărți, ca să primiți mesajul, da? Pe care să le folosesc. Hai să folosesc fluturii și folosesc la clarificare celelalte de cărți. Da? Sunteți defensivi pentru că cineva v-a lăsat singuri. Au fost niște argumente, eventual acasă, clar că au fost acasă, care v-au afectat eventual și sănătatea și sănătatea mentală unii dintre voi. Secrete, iar secrete acasă, 10 de pietre și vrăjitoarea. Secrete acasă. Eventual, pentru unii, vreți să manifestați acest nou început, această nouă renaștere care să vă aducă abundență și echilibru, probabil într-un mod misterios. Haideți să vedem. Voi și cealaltă persoană. Care o fi aceea, voi știți? Dacă nu vă regăsiți, am văzut îndrăgostiții. E clar că ați fost îndrăgostiți sau că sunteți. Dacă nu sunteți în primul rând, sunteți în al doilea. Evident, undeva trebuie să fiți, că doar e etalarea voastră. Ia uite. Iar apare 5 de manuscrise. În acest context, simt că acele conflicte sau contracte profesionale sau sentimentale
care nu v-au adus fericire, trebuie sau satisfacție sau echilibru, trebuie rupte, trebuie arse, trebuie, știți voi ce trebuie făcut, eliberări. Ca să manifestați valetul de monede, o acrobație, să zicem, o nouă direcție. Ia să vedem. Rac, iulie 2020. Patru de spirale. Opt de cupe. De bine, vă eliberați. Ce simțiți? Ce gândiți? Cum acționați? Un, doi, ho, ho, ho! Regina, aici sunteți voi, regina de oglinzi. Ce vă doriți? Nu. De ce vă este teamă? De ce vă este teamă? De ce vă este teamă? Ce vă doriți? Asta vă doriți? Au vrut ele să sară. Să blocați confuziile. Interesant. Și finalul? Trei de monede care au apărut și la celelalte etalări. Psihe, lumea. Vă transformați psihicul. Pentru că ați trecut prin multe, ați îndurat multe și iar vorbim de transformare, da? Moarte și renaștere. Interesant. Haideți să facem. Da? Eventual încheiați un capitol cu un semn de pământ unii dintre voi care v-a pus într-un trio amoros sau pur și simplu, pentru că vă și patru de oglinzi, da? Lacrimi de obicei. Și mergeți mai departe către șapte de monede pe care le-am văzut și în prima etalare, către 8, către transformarea voastră, către altceva care vă dă stabilitate. Ok, persoana a doua, că sunteți voi, că sunt ei, ea rămâne să alegeți. Ok, asta. Oh, Merlin, Merlin, Merlin. Eroul. Ok, asta. Valetul de manuscrise semn de aer. Da. Cum acționează? Regele de monede. De ce e teamă? Ate, patru de cupe. Ce-și dorește? Regele de spirale. Cu voi, eventual. Și finalul? Ia uite, finalul, lună secrete, șapte de manuscrise. Știți voi ce înseamnă? De obicei înseamnă cineva care nu spune adevărul. Și iar s-a oprit la șapte. Ea nu știu câte oară când apare șapte. Hai să clarificăm. Deci, prima persoană înainte să clarific. Prima persoană, voi sau ei? La ce bănuiesc că sunteți voi? Pentru că mi se pare, sper că sunteți voi, mi se pare mai pozitivă și mai echilibrată. Sper că sunteți voi. Patru de spirale, patru de băte, casă, da? Ce simțiți? Simțiți eventual unii dintre voi nevoia să mergeți acasă, să aveți casa voastră, eventual să vă schimbați casa. E o chestiune care ține de casă, să vă simțiți ca acasă în sufletul vostru, care probabil a fost, vom vedea la clarificare, a fost pus la mari încercări. Poate simțiți unii dintre voi
Pentru că aveți la capătul, ca și final, ca și reușită, aveți un 3 de monede, o altă casă. Dar 3 de monede înseamnă colaborare, înseamnă muncă. Vreți să construiți, vă simțiți, simțiți în suflet nevoia de a vă construi o stabilitate, de a vă construi căsuța voastră, eventual o altă casă, o altă familie, o altă relație, că asta înseamnă și casă. Oh, dar ce drăguț, acum simt că ar fi o casă eco. Adică o relație mult mai sănătoasă decât cea pe, sau cele pe care le-ați experimentat până acum, sau colaborări, repet, da? La ce vă gândiți? La o călătorie, călătorie emoțională, în primul rând, să lăsați în urmă ce v-a dezamăgit, ce v-a întristat, ce v-a înlăcrimat. Posibil face și afirmări pentru în acest sens. Această imagine seamănă foarte mult cu eremitul din tarotul clasic. Poate că într-un fel sau altul vă selectați un pic gândurile, că e în poziția gândurilor, și începeți să faceți o curățenie emoțională și mentală. Poate unii dintre voi faceți. Vă gândiți că e cazul să vă concentrați pe fericirea voastră sau măcar, da, până la fericire să zic că e cale lungă, măcar pe, adică să mergeți către 9 de oglinzi, către 9 de cupe, măcar pe ce vreau să zic? Încerc să văd dacă există gramatical cuvântul, dacă nu va trebui să adaptez. În fine, adaptez. Pe conectarea la spiritualitate, încercați să aveți speranță. Mergeți către 9 de oglinzi, 9 de cupe. 9 de cupe e, într-adevăr, uneori prea concentrat pe satisfacțiile personale, dar eu în acest context simt că vreți să vă să creșteți spiritual. Cum acționați? Acționați cum trebuie, zic eu, sau cel puțin așa arată cărțile, Regina de Oglinzi. Dacă mai e un alt semn de apă care vă influențează, s-ar putea să mergeți către ei. Nu e obligatoriu, pentru că văd Regina de Cupe. Poate să fie un alt semn de apă. Dacă nu, iar văd aici o bufniță, văd luna, eu simt că asta faceți în poziția acțiunii. Vă concentrați pe voi, pe emoțiile voastre, pe creșterea voastră spirituală, pe înțelepciunea voastră și învățați să vă mulțumiți. Ah, uite, are hăinuțe mai simple. Învățați să vă mulțumiți cu mai puțin material, dar mai mult spiritual și emoțional. Interesant, da, e bine să mai folosești și alte seturi de cărți. Și parcă, după această călătorie, că e în minte, da, și aici în acțiune, ce manifestați, ce puneți în practic, parcă intrați într-un alt portal. Portalul ăsta poate să vă ducă către căsuța visurilor voastre, către relație, către stabilitate, da? Casa în sufletul vostru, da? De ce vă este teamă de eventual 6 de monede, nu de monede, de o fi semn de pământ pentru unii, 6 de manuscrise, similar cu 6 de spade, să zicem semn de aer la distanță peste o apă, să vă fie teamă, într-un fel. Dacă nu-i vorba de asta, ar putea să vă fie teamă să renunțați la un trecut, un trecut mare, da? Dragostea îndură, mare ca elefantul ăsta. Aveți multe amintiri, știți că elefantul are o memorie excelentă. Posibil, memorați bine și vă este teamă că nu puteți renunța, nu vă puteți lua la revedere, ca un soi de la revedere de la aceste amintiri. Dar amintirile astea trebuie să se ducă undeva ca să puteți renaște. Aveți moartea și renaștere, da? Ce vă doriți? Vă doriți, aveți 7 de oglinzi, știm că e 7 de cupe, știm că sunt proiecții, confuzii pe care le-ați sesus și voi și ceilalți,
cu care ați fost în relație și vreți eventual să puneți un nod de spirale, de obicei blochează confuziile, că asta vă doriți, sau vreți să le împrăștiați eventual, pentru că aici sunt cărțile altfel și arată altfel, să împrăștiați această țesătură de proiecții, de iluzii, de oglindiri, care vă îndepărtează de realitate, să le îndepărtați prin afirmații și eventual, adică prin puterea cuvântului, știți? Afirmații care nu se fac pe hârtie, care se fac prin voce. Ca acest vânt care îndepărtează păsările și norii și păsările negre, vreți să îndepărtați ceva ce nu va... Această moarte, această dezamăgire, 8 de cupe, da? Aceste situații grele pe care le-ați îndurat în dragoste și așa, în general. Vreți să le izolați. Eventual să le spulberați, să spargeți proiecțiile, să împrăștiați norii, da? E bine. Ce reușiți să faceți? Începe să munciți, eventual vă găsiți o colaborare sănătoasă, pozitivă, fructuoasă sau pur și simplu lucrați. Puneți voi cărămidă peste cărămidă la această căsuță, la această stabilitate, stabilitate, eventual nouă viață. Ei, în poziția asta, a picat cartea. Ei, ce simt? Se simt eventual ca niște vrăjitori, eventual se simt magici. Unii dintre ei sau dintre voi. Este Merlin. Mie îmi place Merlin. Nu știu de ce l-a pus în poziția 0. Este eroul. Ce simt? Poate într-un fel, dacă voi faceți această transformare remarcabilă în viața voastră, în suflet și în minte, să vă vadă ca pe niște eroi. Există și varianta asta. Dar vorbim în sufletul lor. Ei trebuie să o ia, sunt conștienți că trebuie să o ia de la 0. Este punctul 0, da? E în poziția sufletului. Își doresc să manifeste ceva. În suflet își doresc să manifeste ceva. Ceva nou. Cu voi sau separat, vom vedea. La ce se gândesc? La o comunicare, valetul de manuscrise sau valetul de spade. Vor comunicare, eventual vor călătorie, pentru că în acest set de cărți arată ca un pelerin. Vor să călătorească. Și voi, dar voi vreți să călătoriți emoțional, vreți să vă detașați, poate că ei vin înspre voi. Eu știu, rămâne de văzut. Se gândesc să comunice, am zis. Poate unii vă spionează. Poate unii. În poziția acțiunilor sau a vieții publice, voi aveți regina de oglinzi, semn de apă, pește, rac, scorpion, ei au regele de monede. Nu contează că e bărbat, femeie, da? Semn de pământ, unii dintre ei. Chiar dacă nu sunt semne de pământ, încearcă să se manifeste foarte pământean, echilibrat, plin de succes. Încearcă să se manifeste ca niște... Că sunteți voi, că sunteți, sunt ei, iar rămâne de văzut să se manifeste ca o persoană care atunci când își pune ceva în gând, reușește să facă. Acum, dacă acel gând vă conține și pe voi, e de bine. Sau gânduri pozitive față de voi, e de bine. V-am zis încă n-am clarificat. Ceva e un pic în neregulă la acest număr. Pentru că se termină cu minciuni și cu porți închise. De ce le este teamă de 4 de cupe, de 4 de oglinzi? Bănuiesc că de voi care plângeți, care încercați să selectați oglinzile, proiecțiile și eventual să vă găsiți într-una care vă reprezintă, că până acum cele 3 oglinzi, dar cele 3 cupe, dezamăgirile, v-au adus lacrimi. Vreți o oglindă mai mare sau o oglindă bună? Că știți că sunt oglinzi care distorsionează imaginea. Și aici simt că sunteți voi care căutați o oglindă adevărată. Căutați o persoană care vă oglindește.
Nu care vă distrage de la imaginea voastră reală. Interesant. Ah, dragii mei, bănuiesc că e material suficient, nu știu când o să-ți vorbesc eu despre oglinzile eseniene. Încercați și documentați-vă despre cele 7 oglinzi eseniene. Ok. Sper să vorbesc cândva și despre așa ceva. Ce își doresc regele de spirale? Își doresc pasiune? Își doresc să fie autoritar, să fie aventuroși, să fie creativi, să se bucure de viață din toate punctele de vedere, că așa fac în general semnele de foc sau regii de foc. Da, sunt aventurieri. Își doresc chef de viață. Însă, într-un fel sau altul, poate își doresc un semn de foc. Ei, rămâne de văzut, iar variază de la persoană la persoană. Numărul 2. Interesant este că finalul, ceea ce reușesc să fac, este 7 de manuscrise, care e similar cu 7 de spade, care de obicei minte sau, în această imagine, bate la porți închise. Dacă își doresc pe cineva, nu pe voi, că am mai văzut noi niște triori, da? Dacă își doresc pe altcineva în afară de voi, persoana aceasta va bate la porți închise. Sau dacă vă doresc pe voi, după ce v-au dezamăgit, că e moarte și renaștere, le închideți porțile. Există și varianta asta. Le închideți porțile pentru că v-au amăgit. Este un pan. Posibil să fie un semn de pământ pentru unii. Știți că panul reprezintă și Capricornul și Taurul și cineva încornărat. Așa. Poate să fie și un leu, că văd și leu și semn de foc. Persoană orgolioasă. Un pic egoistă. Dar dacă vor o împăcare cu voi, pentru că știu că suferiți și că așa plângeți unii dintre voi, s-ar putea să le închideți ușa. Ușa la căsuța asta. Că voi vreți o relație stabilă, sănătoasă, eco. Căsuță eco. Da? Uite ce frumos e. Din piatră, din materiale naturale. Vreți relații care curg natural. Și interesant că la ei s-a oprit la lună, la secrete. Bine, luna sunteți și voi. Oh, relația aceasta cu voi pe care încearcă să o manifeste, posibil unii semn de pământ, iar văd semn de pământ, dar care v-a pus într-un triunghi amoros? Dar voi vreți să vă transformați, da, psihe, fluture, transformare și să începeți un nou capitol cu victorie, 6 de spirale, asta înseamnă spirale. Voi vreți să renașteți, că arată și cartea, da? Vreți să renașteți. Eventual să dați naștere copilului divin din voi care nu s-a putut manifesta. După aceste trei, interesant că sunt trei cranii, iar trei, iar triouri, iar triunghiuri, da? Bine, în acest context așa îl simt. Și este șarpele Kundalini. O, dragii mei, vă și o broscuță. Știți că pentru noi românii broscuța înseamnă ceva, nu vreau eu să zic ce, dar știți voi ce înseamnă? Știți ce înseamnă? Pentru alte culturi, broscuța înseamnă noroc, dar pentru cultura noastră înseamnă ceva. Dacă ați experimentat niște situații neplăcute, pe care le-am mai spus de-a lungul timpului, posibil și din cauza unor, na? Merlin, în poziția sufletului, și-au dorit să vă... și iluzionistul, să vă păcălească într-un fel. Așa mi-arată mie cărțile aici. Rămâne de văzut cu cine rezonează. Clarificăm 4 de spirale. Căsuța. Căsuța. Clarificăm căsuța. Ok. Căsuța. Ia uite. Căsuța cu cavalerul de monede. Dacă voi vreți să faceți o casă cu un semn de pământ, este treaba voastră, dar eu simt acum să citesc că vreți să o luați pas cu pas, cum am zis și la partea de carieră, da? Pas cu pas să vă echilibrați viața, să vă faceți căsuța locușorul vostru. Nu trebuie să fie mare, da? Nici asta nu e mare. Trebuie să fie sănătoasă. Elemente naturale. Ce super! Și asta îmi doresc și eu.
Eventual, vă separați de un semn de aer unii dintre voi. Aveți regina de spade, doi de spade, sau o persoană cu care ați avut o aventură, persoană destul de imatură, ia uite, aventură, aventură. Neevoluată spiritual, apare eremitul invers. Interesant. Deci, pas cu pas, vreți să vă stabilizați sufletul, ca asta înseamnă căsuța. 8 de cupe, ce înseamnă 8 de cupe? Pentru numărul 1, sau poziția, nu neapărat poziția 1. 8 de cupe. O, lună, aici sunteți voi toată ziua, da? Vreți să lăsați eventual unii dintre voi în urmă fricile? Să lucrați, am zis că seamănă cu eremitul și s-a oprit la 4 de spade, la vindecare, da? La conexiunea cu îngerii, cu biserica, da? După argumente, după confuzii, după conflicte, după la, 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 multe. Așa, aici sunteți voi toată ziua. Vreți să vă înțelegeți fricile, pe de-o parte, că 8 înseamnă transformare sexuale, că ține de 8 de casa a scorpionului, da? Frici care vin din alte vieți, frici pe care le-ați primit de la mamă, da? Prin naștere. Așa, frici care reprezintă latura voastră feminină nelucrată, unii dintre voi, nu contează că sunteți bărbați femei, frici în relații cu mama sau în relații cu femeile. Aveți foarte mult de lucrat aici. E ochi, iar e transformare, da? Sunteți voi. La ce vă gândiți unii dintre voi și, repet, iar e vindecare, eliberare sau înțelegere mentală a unor decepții. Clarificăm regina de oglin sau regina de cupe. Ok, ah, ce frumos! 7 de băte, iar 7 și iar turnul, ce drăguț! Dacă ați avut, wow, regele de cupe și regina de băte. Regina de băte, știți foarte bine că este o persoană aventuroasă, chiar dacă, mai ales dacă e singură, că sunteți voi, că sunt ei singuri, nu contează semn de pământ, de foc, de aer, nu contează, probabil au niște planete undeva, dar aici sunteți clar voi, da. Și e turnul. Apare un eveniment neașteptat. Ori întâlniți pe cineva care încearcă să vă seducă, să vă ofere ceva, wow, ce frumos. Vai, dar s-ar putea să vă ofere fericirea. Wow, ce frumos! Posibil. Există două variante. Cineva să vrea să lupte pentru voi, să vă apere pe de-o parte și să vă ofere într-un mod neașteptat un cuplu și o bucurie, un cuplu perfect sau un început care vă duce către creștere, către această fericire imensă, dar care începe cu o aventură. Așa, pentru unii, dar pentru alții, dacă vine acest personaj neașteptat, că ea nu știu câte oră când vă turnu, e un personaj interesant. Foarte focos, persoană independentă, posibil pentru bărbat să fie o tipă, o femeie independentă, pasională, care se ocupă, are așa un fel magic de a fi, poate se ocupă și de tarot, astrologie, pentru că e pisicuța, nu neapărat, dar e posibil, da? Care vă dă un chef de viață și nu doar că vă dă un chef de viață, vă simțiți că alături de această persoană puteți să puneți bazele unui cuplu super, super trupă, da? Împăratul, împărăteasa și soarele. Băi, ce poate fi mai mișto? Pe bune. Dar începeți iar cu o chestie une mică. Vin ei cu o ofertă la regina de cupe, vin cu o ofertă, cu un dar sau cu ceva. Unul dintre voi propune ceva și dintr-o propunere este posibil să se nască ceva excelent. Dar posibil unul dintre voi, dacă e un alt semn de apă, s-ar putea să fie ei foarte precauți. Dacă sunteți voi semnele de apă, să fiți voi foarte precauți, da? De-aia am zis că posibil la numărul 2, dacă numărul 2 vrea să vă facă o ofertă, ori o împăcare, ori ceva nou, da, ceva fain, posibil să-i, e a doua oară când se vede chestia asta, să-i primiți cu porțile închise, pentru că sunteți precauți. Sunteți, mămică, foarte precauți. Unii dintre voi. Și repet, dacă voi vă doriți să faceți oferta asta altcuiva, persoana aceea să fie foarte precaută.
6 de spirale. Hai. 6 de spirale, ia uite, 9 de cupe. Da, vreți să lăsați în urmă acel trecut plin de amintiri. Destul de triste că ați îndurat, da? Ce îndură nu e plăcut, da? Și vă este teamă, eventual, că nu vă puteți elibera. Vă este teamă că nu veți ajunge la aceste satisfacții, acest moment de speranță, 9 de cupe, poate cu un semn de apă, unii dintre voi, nu obligatoriu. Dar e o teamă între... Ia uite, un nou început, planuri, da, e clar, discuții. Posibil persoana aceasta este publică sau pur și simplu, ia uite ce frumos, da, vă vindecă după niște decepții. Dacă vreți să mergeți către cineva care vă aduce fericire, aveți așa o teamă, că nu veți șterge niște amintiri. Interesant mesajul. Rămâne de văzut către cine va fi. Clarificăm 9 de spirale, dați în poziția dorințelor și 7 de cupe. Iată-le. Oh, da, vreți să comunicați. Să comunicați clar, plin de pasiune, eventual să și călătoriți. Am văzut la călătoria. Voi sau ei. Voi sau ei. Ca să renunțați la blocaje, la confuzii. Aveți nevoie de transformare prin comunicare și... Ia uite. Da. Fiți atenți, unii care ați fost cu un semn de pământ, trebuie să tăiați stringurile pentru că persoana este neevoluată și va consuma, da, va crea 10 de băte, 10 de cupe, 10 de monede, da? Va crea niște iluzii și trebuie să vindecați aceste iluzii, da? Pentru că persoana e neevoluată, eventual poate, dacă nu e semn de pământ, poate să fie un semn de aer care vă intoxică, da? Și va consuma aceeași variantă, dar sub o altă formă pentru alt semn. Și finalul 3 de monede. 1, 2. Magicianul invers. E clar că a fost cineva care v-a manipulat. Pentru unii chiar ați fost într-un triunghi amoros la locul de muncă. E magicianul invers și când e invers, dragii mei, sunt iluzii. Și-a apărut iluzionistul, magicianul aici. Și atunci voi, dacă înțelegeți lucrurile astea, începe să închideți porțile. Pe de altă parte, mai există și varianta a doua, că sunt iar 7 de cupe confuzii și cineva vrea ceva drăguț, ceva dulce. Dacă această persoană este nouă, nu poate încă să manifeste începutul cu voi, colaborarea și ce mai este, pentru că voi vă concentrați pe muncă, pentru că voi aveți porțile închise o perioadă, da? Există și varianta asta, sper că înțelegeți. Hai să clarificăm. Persoana a doua, Merlinul. Merlinule. Merlinul. Mult orgoliu și multă putere. La capătul setului de cărți, lumea. Regele de cupe. Regele de cupe, care s-a separat eventual de un semn de aer pentru unii dintre voi sau de un semn de pământ. Regele de cupe care, dacă s-a separat, este singur sau singură, evident. Așa, și vrea să înceapă un nou capitol. Posibil relația aceasta să fi fost și peste o apă la distanță, peste mai multe ape, da? Însă, în poziția lor în suflet, își doresc să se... frumos ar fi să avem varianta bună. Să se transforme, eventual să învețe să-și controleze impulsurile fizice și să crească spiritual. Eventual varianta cea bună. Că avem un Merlin, avem un erou... În suflet. Își doresc. Dacă e o persoană nouă, dragii mei, că e zero, da? Dacă e o persoană nouă, care apare, cum v-am explicat mai devreme, într-un mod neașteptat, posibil să vă vadă foarte puternici, să simtă că alături de voi pot să crească, să simtă că împreună sunteți puternici și să simtă că trebuie să se controleze, să se abțină, pentru că o perioadă aveți porțile închise. Da? Pelerinul. Clarificăm valetul de spade. E bine. A apărut iar eremitul, dar în poziție bună.
Ei vor să comunice, dar trebuie să învețe să comunice înțelept, trebuie să învețe să vadă lumina în întuneric. Dacă e o persoană din trecut cu care ați avut niște dezamăgiri, trebuie să își ia această călătorie spirituală și să se înțelepțească, da? Valetul de manuscrise și eremitul. Să comunice corect, să comunice lumina, lecțiile, chiar și situațiile neplăcute, să nu le mai ascundă. Eu zic că ei trebuie, că e în poziția gândurilor, trebuie să învețe. Să investească în creșterea lor spirituală. Avem creștere spirituală și la putere, da? Și la suflet și la minte. Ei trebuie să crească, dintr-un punct de vedere. Și iar apare regina de... interesant. Fiți atenți, pentru unii. O regină de spade, da? Care ar vrea să manifeste o nouă dragoste vindecare după niște conflicte și după niște minciuni, dragii mei. Șapte de, da? Șapte de spade. Cineva vrea o împăcare. Valetul de cupe, asul de cupe, un nou stadiu, o nouă relație, chiar dacă vă cunoașteți, da? Vindecare. Dar vrea să comunice după ce v-a lăsat în frig, după ce v-a dezamăgit. Și ea, repet, dacă există o altă persoană, veche sau nouă, care vă oferă această împăcare, s-ar putea voi să deveniți regina de spade, că sunteți foarte defensiv, închideți porțile, da? Îi primiți unii dintre voi cu arma în mână, da? Unii dintre voi nu vreți, vreți să vă vindecați. Vreți să vă vindecați de frici, vreți să vă construiți stabilitatea voastră, da? Și de-aia zic că există două variante. Dacă e persoană veche, s-ar putea să-i refuzați. Dacă e persoană nouă, va fi și ea refuzată, dar asta nu înseamnă că musa i-a manipulat, nu poate să manifeste, pentru că sunteți voi într-o fază de negare, să zicem. Ia. Clarificăm iluzionistul, în poziție iluzionistă, da? De-aia zic, mare grijă, că există variante pozitive și negative la fiecare carte. Evident că dacă e o persoană nouă, n-are cum să vă... Sau bine, ar putea, dacă ar vrea să vă manipuleze. Ideea e că nu mai dați voi nimănui. Oh, soarele! Ce își doresc? Oh, să vă impresioneze, da? Avem leu și leu și avem și regele de foc. Posibil cineva cu planete în semnul leului. Sau să vă impresioneze în perioada aceasta a zodiei leului. Iulie-august. Să vină pe un cal alb și să vă salveze eventual. Dar voi n-aveți chef. Vă concentrați pe luna voastră, pe lună, interesant, pe înțelepciune, pe bufniță, pe voi. Pe voi. Încearcă să atragă atenția. Persoana respectivă atrage atenția într-un fel sau altul. Că o face voit ca să vă impresioneze, că pur și simplu, v-am zis, e o persoană nouă care în public atrage atenție, există și varianta asta, iar nebunul, iar semn de apă, aer toxic, semn de aer toxic. Poate semnul de aer a fost într-o relație toxică cu un semn de pământ și vrea un nou început cu voi. Există și varianta asta. Cum acționează? Deci, în public, persoana aceasta atrage atenție. Vor fi frumoși. Vor fi având o aură specială. Și vor și ei să se vindece de niște dezamăgiri. Patru de cupe. Oh, patru de cupe, interesant. Patru de cupe, opt de cupe, exact ce v-a apărut vouă aici, interesant, da? De ce le este frică? Dacă vă cunosc și ați mai fost într-o relație, le este frică, ori voi, ori ei, da? Schimbați pozițiile, că v-ați detașat emoțional de ei. Opt de cupe, da? Pentru că apare în poziția minții și aici în poziția fricilor. Aici sunteți voi care plângeți și încercați să vă detașați. Și le este frică, posibil, că s-ar putea să vă detașați într-atâta încât să nu-i mai primiți, da? Ia uite, relație din copilărie sau dintr-o altă viață.
Cineva a mințit, iau-te semn de pământ pentru unii, toată ziua. A fost mai aventuros, a preferat alte lucruri. Deci este regele de spirale, regele de foc aici. Ce reprezintă regele de spirale, regele de foc? Poziția dorințelor. Vor să vă cucerească cu orice chip, nu? Asta e deja un ideal în mintea lor. Pentru că e un nebun, e un turn. Sunt cam nebun dacă își închipuie că vă pot cuceri așa oricum. Repet, dacă e cineva care va dezamăgi și vine cu o nouă ofertă, sunt cam nebun, pe bune. Nebunul și 7 de cupe. Își creează iluzii. Își creează iluzii. Că e semn de aer, că e alt semn, nu contează. Ia uite, vor să renască, dar nu pot. Nu pot să renască, e judecata invers. Da? Dacă vor aventură, vor să exprime, eu știu ce chestie, înțelegeți voi, da? O fac dintr-o motivație egotică, 5 de spade. Asta e o carte a egoului, da? Vor să aibă, să vă cucerească cu orice chip, mai ales dacă i-ați refuzat, mai ales dacă le închide sufletul, porțile. Ce-a reușit să... Hai să mai vedem. Ba nu, e suficient. Ce reprezintă acești 7 de spirale? În poziția numărul 2. Oho, spânzuratul. E clar că vor experimenta amânări. Da? Dacă vor să vă cucerească doar dintr-o motivație egotică, unii dintre ei... și uite, așa vor avea conflicte în continuare și vor vedea și ei cum e să sufere și să se simtă refuzați și dezamăgiți. Este nebunia lor dacă încearcă. Ar mai trebui să clarific de nu știu câte ori, dar hai să vedem așa repede, iau-te judecata. Din punct de vedere sexual, cineva nu vrea să primească o ofertă, cineva e gelos, semn de apă, da, iau-te, cavalerul de cupe, 5 de cupe și judecata. Unul vrea împăcare, altul... Mă mai gândesc. Posibil, repet, să fie între două semne de apă, iar ce văd? Am văzut și semn de apă și pământ, și semn de apă și aer, și semn de apă și foc. Focul probabil să fie elementul vostru comun. 6 de monede, așteptare, da. Așteptare, probabil că ei s-au înfierbântat, că sunt cam dezbrăcați așa și vă așteaptă, dar s-ar putea să voi să vă ocupați de vindecarea voastră, temperanță, iau-te, și să vă abțineți, iar apare puterea. Ne gândesc. Dacă sunteți voi înfierbântați, și cred că și voi vă mai gândiți. Vedem. 6 de monede. Ok. Turnul. Turnul iar vorbește despre triunghiuri amoroase, despre trădări, se vede clar, trădări. Și atunci, în acest context, 6 de monede reprezintă o relație dezechilibrată. Dezechilibrată pentru că a apărut a treia persoană. Sau cel puțin a apărut gândul, nu neapărat persoana, cât gândul că unul dintre voi sau dintre ei sau dintre cine o fi își dorește pe altcineva. Da? 4. De monede, probabil cineva s-a plictisit, cineva... Da, iete, iaute. N-a mai avut plăcere într-un anumit parteneriat intim, da? N-a mai avut plăcere, da? A ascuns. Insatisfacții. E clar, toate cele trei cărți arată... Nu mă mai atrage. Și atunci, dacă n-a mai atras-o, nu l-a mai atras, caută măcar cu gândul această turnă. Îl atrage într-un fel, da? Înțelegeți? Energetic. S-ar putea să vreau pe altcineva. Wow! Posibil să fie un triunghi într-o căsătorie că apare marele preot, da? Semn de pământ, taur, iar 6 de monede. Scorpion, turnul. Sau ceva legat de Uranus, ceva, cineva marcat de Uranus, nu neapărat vărsător, marcat de Uranus. Și marcat poate să însemne foarte multe. Da. Vă doriți altceva, vă doriți o relație în care împărtășiți unul și celălalt. Pentru că i-ați văzut, unii dintre voi, ori ați fost văzuți, ori i-ați văzut pe ei,
Da, le-ați văzut secretele. Posibil să-mi dea aer pentru unii. Fanteziile care v-au cam... Pe unii v-au cam șocat. Pe alții, tocmai pentru că i-ați văzut sau ați fost văzut, cineva își dorește un început care transformă moartea. Da? Și 8 de monede iar apare. O relație în care sunteți hrăniți, vă hrăniți unul pe celălalt, creșteți o scară, creșteți spiritual prin această pasiune. Dacă ați fost trădați, vă doriți echilibru. Pentru că apare, da, vedeți, apare Marele Preot. Vă doriți o relație care merge până la capăt, că astea sunt două lebede. Știți că lebedele, băi, pe bune, se iubesc până la moarte. Și e impresionant cum păsările și animale sunt mai fidele decât oamenii. Interesant! Cineva a călcat pe inima celuilalt. Fantastic! Și s-a dus cu o altă persoană. Wow! Această tentație. Regina de spade. Pentru unii, o relație pe calculator, la distanță, regina de spade, probabil a călcat, ori regina de spade, ori semnul de pământ a călcat, în fine, regina de spade, da? A călcat peste inima cuiva, a voastră, a altuia, rămâne de văzut. Și o aventură nebună, e clar că a fost nebună, da? Și 7 de bâte și cavalerul de bâte, o aventură a fost. În viața unora, evident, nu în viața tuturor. Turnul. Wow, regele de monede. Semn de aer sau semn de pământ. Trecem peste asta. Regele de monede. Cineva a găsit pe o altă persoană, să zic, mai dotată fizic sau mai rezistentă pe termen lung, sau pur și simplu mai neconvențională, poate chiar și mai agresivă, sexual, și i s-a părut interesant. I s-a părut interesant și au zis, ma, hai să experimentez și eu. Probabil cealaltă era prea finuță, prea... Ia uite, iar apare. O chestiune secretă. Cineva a văzut pe... El ia... altă persoană. Sau, dacă nu, a simțit. Pentru că este secretă. Și Marea Preotesă, în acest context, îl văd ca și niște vise. Ați simțit, ați avut niște premoniții. Și, eventual, există și varianta ca voi să vreți să vă izolați, cine a fost trădat să se izoleze și să crească spiritual pentru a manifesta un nou început, asul de monede, eventual, după această trădare, un nou început cu altcineva sau eventual să iertați, dacă vreți, dar oricum vă trebuie timp. Nimeni nu poate să ierte instantaneu. Hai să fim serioși. Doi de bâte. Doi de bâte. Planuri. O întâlnire. Sexy. Dacă a fost la distanță, cineva își dorește acum să se întâlnească în realitate la restaurant. La un picnic, da, zic că e mai mult degrabă restaurant, la o cabană, undeva. Ia uite, să schimbați ceva în energia voastră. Oh, ce frumos! Da. Cine a fost trădat, a fost trădat. Deci, e clar, a fost o trădare. Dar dacă... a fost un dezechilibru și o trădare, va fi eliminat, pentru că regina de spade asta face. Mai pune și punct. Punct. Și faceți planuri, unul dintre voi, doi de băte, sau poate sunteți invitați. Da. Am zis că există o a doua variantă, dacă cineva vă invită, chiar dacă îi puneți la încercare, îi pune să aștepte. Îi pune să aștepte și e bine. Să aștepte. În timp e posibil să aveți o relație stabilă după acest turn.
Repet, turnul poate să fie o trădare, poate să fie un eveniment neașteptat, într-un mod neașteptat, un semn de foc sau alt semn, nu contează, nu mai dau semne, că variază de la persoană la persoană. Cineva vine cu pasiune, vă invită la o masă, la un restaurant, la o discuție, își dorește să manifeste această pasiune și în timp poate să se dezvolte într-o relație stabilă, asta pentru că apare și schimbarea roata norocului și doi de cupe și asul de cupe. În timp, ia uite, 10 de, 10 de monede, va aduce și stabilitate financiară. Of! Și ce a fost secret? Ce a fost așa mai extravagant? Eu zic că va rămâne în urmă. Aveți asul de cupe, dragoste, doi de cupe, dragoste adevărată, da? Și schimbarea. Și iar se văd trei personaje. Cine trebuie să rămână în spate, rămână în spate, pentru că apare, repet, moarte și renaștere. Renașteți și vorbim de șarpe, de kundalini, de sexualitate, eventual alături de cineva. Pentru unii. Dacă vreți să vă împăcați, vă mai luați timp de vindecare. Deocamdată, am zis, vă concentrați pe stabilitatea voastră financiară și, evident, că și sexuală. Aveți nevoie de comunicare cu îngerii, de înțelegere a relațiilor și din punct de vedere tradițional, ortodox, trebuie să le înțelegeți. Și eventual, în momentul în care le înțelegeți, le și manifestați. Cam aceasta e etalarea pentru iulie. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!